Bună, dragilor! Astăzi vreau să vă inspir cu cel mai cremos și aromat tiramisu cu fistic. Este perfect pentru persoanele care adoră deserturile cu fistic. Hai să vedem cum se prepară. Ingrediente: cremă de mascarpone cu fistic, 500 de grame de mascarpone, 250 de ml de smântână lichidă naturală neîndulcită, pastă de fistic 130 de grame. Ingrediente tiramisu: piscoturi savoiat de 48 de piscoturi, cafea mai tare 4 cești. Pentru decor, pastă de fistic și fistic mărunțit. Pentru început, preparăm cafeaua. Eu am preparat cafea la ibric, dar o puteți prepara și la filtru sau la espressor. Punem apa la fiert. Când a început să fiarbă apa, adăugăm cafeaua. Eu am adăugat 2 linguri cu vârf la ceașca de cafea, dar voi puteți adăuga câtă cafea vă doriți. Important este să vă iasă cât mai concentrată. Amestecăm totul cu o lingură și o lăsăm până când începe să clocotească și să facă spumă. Apoi oprim aragazul. Lăsăm cafeaua să se răcească și să se decanteze. Următorul pas este să preparăm crema de mascarpone cu fistic. Punem smântâna lichidă rece de la frigider într-un vas. O amestecăm cu mixerul până când capătă o consistență cremoasă și spumoasă. Aveți grijă să nu amestecați prea mult pentru că se va tăia și se va separa. Punem mascarpone într-un alt vas și amestecăm cu mixerul pentru a deveni cremos. Un detaliu important este că, în funcție de marca de mascarpone ales, crema va ieși mai densă sau mai cremoasă. Adăugăm pasta de fistic și amestecăm din nou cu mixerul pentru a omogeniza compoziția. Punem peste mascarpone 2 linguri de smântână bătută și amestecăm de data aceasta cu o spatulă cu mișcări ușoare de jos în sus. Adăugăm smântâna rămasă și amestecăm ușor pentru a omogeniza crema. Nu amestecați foarte mult timp în cremă pentru că vă scoate aerul din compoziție. Introducem crema la frigider. Punem cafeaua rece într-un vas. Dacă cafeaua voastră nu s-a răcit încă, o puteți răci rapid punând vasul într-un castron cu apă rece. Când s-a încălzit apa, o schimbați și repetați procesul până când cafeaua este rece. Împărțim crema în 3 părți egale. Trecem rapid fiecare pișcot prin cafea pentru a nu se însiropa prea tare și îl punem pe un platou. Eu am pus 2 rânduri de pișcoturi a câte 7. Dar după ce am pus crema de mascarpone și începusem să pun stratul 2 de pișcoturi, mi-am dat seama că mai am nevoie de câte un pișcot la fiecare rând. Așa că vă sfătuiesc să puneți 2 rânduri a câte 8 pișcoturi. Dacă puneți 7 pișcoturi în loc de 8, atunci când veți veni cu al doilea strat de pișcoturi puse, în sens invers, nu o să vă încapă fără să le tăiați. Sper că v-am lămurit! După ce am adăugat o treime din cremă, o întindem uniform pe toată suprafața pișcoturilor. Punem din nou un strat de pișcoturi însiropate rapid în cafea. Adăugăm un alt strat de cremă de mascarpone cu fistic. Foarte important este să puneți crema la frigider după fiecare strat de cremă pus pentru a nu se moia prea tare de la căldura din cameră.
Adăugăm ultimul strat de piscoturi pe care le însiropăm în cafea. Dacă nu vă place cafeaua, le puteți însiropa în lapte, dar vă asigur că însiropate în cafea, gustul desertului nostru este perfect și echilibrat în arome. Nu uita să dai like și subscribe pentru a fi la curent cu ultimele rețete. Mulțumesc! Punem și ultimul strat de cremă de mascarpone cu fistic și o întindem uniform cu o racletă. Ar trebui să obținem 3 straturi de cremă și 3 de piscuturi. Introducem tiramisul la frigider pentru câteva ore. În momentul în care servim tiramisu, putem presăra fistic tăiat mărunt și îl putem decora și cu pastă de fistic. Și aromatul nostru tiramisu cu fistic este gata pentru a fi savurat. Poftă bună! Ne auzim data viitoare cu o nouă rețetă!